Capitolul 19. Hăituiala. Machisarzii înconjuraseră pădurea tăind trădătorului orice cale. Jacques urmărea operațiunea prin binoclu. Imposibil să scape, doar dacă are aripi. Nu se înșelase. Fiecare pas trebuia cucerit. Copacii răsăreau vrăjmași în cale, își arcuiau pe neașteptate rădăcinile, împiedicând drumul fugarilor. Sile înaintea orbește, brațele pipăiau întunericul în căutarea obstacolelor. Hoțul murmură cu căldură. Zi, nu mă părăsiși, frățioare. Nu. Zi, nu-l lăsași pe ăla micu. Tu mă lăsai? Litruță tăcu. Înnotau prin smoala nopții cântărind fiecare zgomot. În spate, la poalele pădurii, sosiseră mașinile. Șase perechi de faruri luminau pădurea. Un glas puternic somă prin porta voce. Predați-vă! Zăvozii lătrau furioși, lanterne purificau tufișurile. Maiorul Dașcu, scrâșni hoțul, începe circul. Sta în cârca ușchitului, ferindu-și piciorul vătămat. Profesorul încercă să se orienteze. În dreapta se deschidea o râpă întortocheată, ascunsă luminii. Coborâre pe gușul, cu spatele agățându-se de buruieni. E ultimul avertisment, continuă maiorul. Așteptă câteva secunde, apoi ordonă. Foc! Ușchitul ținea firul râpei, un pârâiaș îi uda sandalele, desenându-i calea. Litruță stă cu ochii pe cer. Cățeaua! Sile ridică privirea, cosorul lunii se cera nori vineții. O lumină subțire clătină întunecimea, umplând pădurea de umbre. Mai poți, frățioare? Întrebă hoțul. Pot. Știi, tot timpul am crezut că vrei să scapi de mine. Când am vrut, ți-am spus. Hoțul oftă. Acum îmi pare rău, profesore. Pentru ce? Te-am ținut de tolomac numai într-un mișto. Vezi, îți dă treabă. Litruță își învârtea înnebunit capul în toate părțile, cântărind umbrele, bolborosi fără convingere. E bine, neaușchitule, ține-o așa că-i bine. Profesorul începuse să simtă kilogramele hoțului, respira din ce în ce mai greu. Apa bătută de sandale clipocea mărunt. Se opri privind în urmă. Ochii de lumină înșirați în semicerc înaintau scormonind cu grijă sihla. Sile porni mai departe, întinzând pasul. Brusc, râpa se rupse în două. Dreapta, neamule, suflă hoțul. Alesese cursul apei. Malurile urcau costelive, împăienjenite pe creștet de tufișuri mari. Hoțul le petrecea atent cu privirea. Din spate răzbătea vocea maiorului. Amintiți-vă discuția de la telefon, domnule profesor. Se simte stăpân pe situație, observă ușchitul. Gâfâia, Litruță încerca din răsputeri să-i atâțe focul. Ia plăsea, nu și de data asta, ascultă-mă pe mine. Apa iuri dă vozii, e bine. Vorbele alunecau pe lângă urechea ușchitului fără să se anine. Își încleștea maxilarele, potrivi povara. Malurile prinseră să scadă, în curând pârâiașul ieși la drum drept. Litruță se întoarse. Am luat distanță bună, frățioare, abia se văd. Ăla micu se lăsă în patru labe și Sile respiră lung. Înaintau de-a bușile, amărăcinile sfâșiau hainele, tufișurile de mure întindeau brațe lungi, încărcate de spini. Glezna lui Litruță se umflase, gemea înnăbușit la fiecare atingere. Vocea maiorului Dașcu țâșni din noapte. E inutil, domnule profesor, nu vă dați seama. Șuvițe subțiri de lumină le ardeau tălpile. Ușchitul scuipă cu obidă. Vor să ne prindă vii. Aiurea, tragagea mii! Nu, mitule, ne obligă să stăm pe loc. Fă stânga, frățioare, spre cărăruie. Poteca se prăvălea într-o viroagă. Ieșiți din bătaia lanternelor, Sile săltă hoțul în spinare și-o porni la fugă. Colbul drumeagului înșira o panglică subțire de lumină printre tufișurile în floare. Litruță ferea din calea ușchitului crengile, turuind. Așa, neamule, așa trăit, iar Dumnezeu, bacă cărbuni! Profesorul ostenise, gâfâia precipitat, hoțul apăsa plumb, dar continua să alerge. Sângele lizbea cu pumni în tâmple, imaginile prinseră să se clatine năpădite de altele, uitate de mult. Căruța săltând spre prăpastie, sugaciul izbit de loitre urlă. Încă 20 de pași, 15. Nu poate să o ajungă deși fuge din răsputeri. Trebuie sugit proțapul, știe el, Sandu Goace, de ce lasă căruța cu proțapul întors când deshamă caii, să nu poată porni la vale. Câți ani avea pe atunci? Era în clasa 3-a în vacanță. Copilul plângea.
Goace și nevastă sa prășeau departe la buza râpei. Ea a fost mila încerca să logoiască. Huța, huța cu căruța. A îndreptat roțile din față. O rachetă țâșni deasupra viroagei, vărsându-și încet lumina. Maiorul Dașcu strigă ceva, dar ușchitu n-auzi. Trebuie să ajungă căruța din urmă să-i sucească proțapul. Încă 10 metri. A reușit. Nevasta lui Goace sărută copilul plângând, bărbatul alb la față ridică sapa. Aleargă nebunit spre casa bunicilor. Sudoarea curgea și roaie pe fruntea ușchitului, împăienjenindu-i vederea, greutatea din spinare îi sugea vlaga. Dacă n-ar fi avut rucsacul. Când ajunse în gară, trecea ultimul vagon. Trebuia să-l prindă. Nemții intraseră în oraș, era ultima lui șansă. Alerga pe lângă șine, se împiedica în pietriș. Mecanicul îi făcea semne de încurajare. Rucsacul îl trăgea de umeri. Vârfurile degetelor atinseră bara. Încă puțin. Se rostogolise izbide un macaz. Mușca pământul, îl lovea cu pumnii. Sile se ridică greu. Avea palmele zdrelite, genunchiul îi sângera. Hoțul chircit în spate șopti. Oprește-te, nene, trage sufletul. Respirația ușchitului devenise un șir neîntrerupt de mugete. Îl frigea spinarea, pașii se împleticeau. Porni mai departe în fugă. Stai, stai, nemernicule! Țipetele fetei dispăruseră odată cu mașina. Hotărâseră să ia masa la restaurantul Băneasa. Angela purta o rochiță scurtă cu trandafiri. Nu era niciun taxi. Oprise lângă ei o mașină particulară. Un individ negricios cu zâmbet murdar. Privea lacom genunchii fetei. A coborât înaintea Angelei să o ajute. Ticălosul a demarat brusc. S-a înfundat în pădure. Alerga disperat urlând. Trupul ușchitului devenise o sobă încinsă. Se clătina beat, izbindu-se de copaci. Hoțul îl zgâlță, i-a îngrozit de umeri. Oprește, neasile, oprește-te! Scăpaseră de sub puterea armelor, automatele pocneau înfundat undeva departe, dar profesorul continua să alerge. Sângele îi pătrunsese în albul ochilor, la colțurile gurii apăruseră două firicele subțiri de spumă. Nene! Un cerc de foc strângea fruntea ușchitului. Trebuie să ajung căruța. Dacă nu întorc, proțapul se prăbușește. În căruță e Angela, rucsacul. Dacă n-aș avea rucsacul. Roțile căruței sunt de fier, alunecă pe șine. Mecanicul a împrumutat chipul omului de la volan. Îi face semne, strigă. Mai repede, mai repede. Locomotiva se afundă în pădure. Angela țipă. Stai, nemernicule! Cu un urlet lung, răgușit, profesorul se prăbuși în păpurișul ghiolului. Își reveni greu, ca după o beție. Apa era caldă și plăcută, totuși ușchitul își simți dintr-o dată piciorul înțepenit. Repede, cuțitul! Ce s-a întâmplat? Cârcelul! Se înțepă și durerea dispăru. Hoțul băgă înapoi șișul în buzunar. Înnota alături fără să piardă malul din ochi. Încă n-au apărut. Râse clătinând din cap. Mare față ești, frățioare! De când mama m-a făcut, n-am văzut pe careva să scape pietrele ca tine. Mi-am pierdut controlul, mitule. Lasă că l-ai pierdut bine. Scoteai flăcări pe nări ca o locomotivă. Pe cinstea mea! Epuizarea, începusem să delirez. Da, bă, nebune, credeam că te-ai sonat. În orice caz nu eram departe. Ascultă, cocoș, cine e Angela? Ușchitul nu-i răspunse. Plutea pe spate cu mâinile întinse. O toropeală dulce îl cuprinse dintr-o dată, ochii i se închideau. Hoțul îl privi încruntat. Ce ai, neică? Nu mai pot, mitule. Măcar un minut. Mână, jerpane! Brațele. Nu mă mai ascultă. Mână, n-auzi? Profesorul se răsuci. Înota brambura fără vlagă. Hoțul întoarse capul. Uite-i! Pe mal apăruseră lumini, vânturau păpurișul și apele negre, câinii lătrau furioși, ușchitul își scutură toropeala. La fund, stai blâmbă ăsta prostu, că nu bat lanternele până aici. Iar i-am tras în piept, e bine? Avusese dreptate, tivul spălăcit de lumină se plimba nehotărât câțiva metri mai încolo. Profesorul lupta din răsputeri să țină ochii deschiși, dar ploapele îi cădeau grele. Hoțul observă. Bagă capul în apă, așa, acu scutură-l. Dacă intră soiul în tine, ai rup cosorul, te halezi mâine peștii la fund. Hai că mai avem la un colț, iete faleza.
Ieșiră pe mal de-a bușile. Îndată ce simți tare de desubțile, se prăbuși cu mâinile desfăcute. Litruță cerceta atent împrejurimile. Știu unde am ajuns, Gulie, pe lângă Eforie Sud. Un tren de marfă oprise în gară. Hoțul s-a plecă deasupra ușchitului. Scoală, țărane, că a venit accelieratul. Scoală, mă! Trăgea de el cu amândouă mâinile, îl îmboldea în coaste. Lasă-mă! Hai că pleacă trenul! Hai, cocoș! Sus, sus, sus! Sile se ridică greu, rupt de oboseală. Înaintea împleticit printre șine. Litruță chiti un vagon descoperit. Aici! Profesorul reuși cu chiu cu vai să depășească oblonul și se nărui. Hoțul a plecat deasupra terasamentului, privea în toate părțile. Nu-i observase nimeni. Deasupra capului, soarele își lepăda căldura. Mirosea cărbunea ars și a tablă încinsă. Litruță deschise ochii. Văzu o bucată de cer, apoi cușca de fier, apoi trupul profesorului răstignit pe podeaua vagonului. Dormea adânc, respirând lung, cu gura întredeschisă. Hoțul se ridică în genunchi, încercând să recunoască împrejurimile. Mărfarul încremenise pe o linie moartă din Mangalia. Căscă până-i trozniră fălcile și se așeză, rezemat de oblon, scoțând tot ce avea prin buzunare. Țigările din pachet erau zob, teancul de sute mai păstra umezeala. Le întinse la picioare, bancnotă, lângă bancnotă. Deodată, ochii se aprinseră, văzuse ghiulul ușchitului. Întoarse capul, vrând să alunge ispita, dar încrustătura dragonului făcută cu meșteșug îi rămase pe retină. Îl privi lung. Soarele umplea aurul de lumină, întinse mâna să-l scoată. Imposibil! Intrase adânc în carnea degetului, umflat de oboseală. Litruță începu să-și roadă unghiile cuprinse de un tremur ușor. Duse fulgerător mâna la buzunar și scoase șișul. Sile deschise ochii, cântări clipind mărunt făptura hoțului. Ce-i? Ce s-a întâmplat? Ăla micu își mușcă buzele, flacăra din privire îi se stinse. Băgă pe furiș cuțitul înapoi în buzunar, îngânând. E regulă, neamule. Capitolul 20. Singura șansă. Hernando goli paharul și spuse. Mă întrebam tot timpul cine va pune chestiunea în ecuație. Zâmbi. Noroc că s-a inventat întâmplarea. Ușchitul încercă să se ridice. Gemu. Îl durea carnea, parcă fusese bătut cu maiul. Pantalonii și cămașa erau ferfeniță plină de sânge, palmele julite prinseseră o crustă subțire, întunecată. Își privi pieptul, numai zgârieturi, apoi pe Litruță. Am trecut prin darace? Mai rău. Ce noapte, Dumnezeule, ce noapte! Hoțul clătina din cap râzând. O luaște, urește, ziceam că te-a mușcat strechea. Unde era drumul mai spurcat, pe acolo o coteai. Îi pipăi oasele. S-au strâmbat? Nu. Atunci e în regulă. Tu cum stai? Întrebă profesorul cercetându-i glezna. În două zile nouă putem lua de la început. Ușchitul se lăsă pe spate cu ochii aninați de înălțimi. Rămase așa vreme îndelungată. Ăla micu se foi. Nu te tai la Ramazan? Nu. Cum dracu, eu aș rad un praznic. Să iau ceva? Profesorul nu-i răspunse. Ochii se umpluseră de o travă, călătorea iar pe cărările gândului. Fuga, frânghia măzguită, goana prin grădini, întâlnirea cu țiganii, sicriele, cavoul, goana prin pădure, goană bezmetică. Hoțul cerceta încruntat terasamentul. Trebuie să mutăm cortul, neasile, nu mai ține. Se întoarse. Auzi, bă, ăsta prostu. Profesorul nu clinti. Privea fix, tăios, depărtările albastre. Mișcă gloabă, se ridică oftând. Milioane de acei trecură prin carne, arăta înspăimântător numai rând și petice. Pe Litruță îl umflă râsul. Nici la dac nu te primește, Gulie, ține fața! Porniră printre vagoane, spre câmpuri. Sile se clătina, gemea la fiecare pas. Litruță călca șchiopătând. Mănâncă, bă! Mua! Ia un gâdătorie și bagă grăunțe în tine. Se adăpostiseră sub un mal scobit de vânturi. Hoțul cumpărase o cămașă și un pantalon pentru ușchitul, de alegurii, o sticlă de vodcă, țigări. Înfuleca lacom. Profesorul fuma, privind îngândurat înserarea. Te-ai era singur fără să pun guriță? Întrebă hoțul clefăind. Ușchitul ridică din umeri. Am obosit, mitule. Crei și eu după alergătura de azi noapte. În general.
Îl măsură lung. Spune: încă n-ai înțeles? Hoțul râgâi, porcește, scobindu-se între măsele cu unghia degetului mic. Ce să înțeleg? Da, Șco a avut dreptate. Iar, bă, sări Litruță. Iar o luăm de la Adam, ce mama dracului am mai făcut? Nu dă tine-i vorba, mitule, mă gândeam la toată povestea asta. E într-adevăr ridicolă. Stai cu minte, flăcău. Și le sorbi din sticlă și se cutremură. Te-ai întrebat cât o să dureze? Până una alta, spuse hoțul dând din mâini ale hamite, am alte întrebări pe cap. Cum ieșim din strânsoare, unde găsim o gazdă? Admitem că ieșim. Să te audă ăl de sus. Admitem că cineva e dispus să ne adăpostească fără acte. Ei, și ne-am mai strecurat de câteva ori, ca prin urechile acului, dar ne-am strecurat. Am găsit și o cameră. Și? Cum adică și? Profesorul a zvârlit țigara. Maiorul Dașcu și oamenii lui au fost de fiecare dată la câțiva pași de noi. N-a ajutat șansa, sunt de acord, numai că nu poți miza la infinit pe același număr. Sprâncenele hoțului se arcuiră, spuse pe gânduri. Parcă ai altceva de făcut. Asta e nenorocirea, mitule. N-ai. Nu vezi cum e organizată treaba? Comite de stradă, comite de bloc, comite de scară, nimeni nu te angajează picat așa din senin. Există o evidență la brațele de muncă. Ce să spun? Toată viața mea numai să trag la lopată mi-a fost gândul. Râse. Radu-n Tolomac și trăiesc boierește două săptămâni ca nimic. Chestia e să mă ciuiesc undeva. Unde? Îl privea intens în luminile ochilor. Hoțul se foi sâcâit. Unde, unde? Găsim noi! Nici tu nu crezi, spuse profesorul rezămându-se de mal. Își a țintit privirea îndepărtări. Am obosit, mitule. Mi-am pierdut nădejdea și am obosit. Mă cramponez de o frânghie care văd acum cum se destramă. Degetele refuză să o apuce. Tăcu. Litruță se chircise tot cu ochii țintă la chipul profesorului. Întrebă într-un târziu. Adică după tine rupseră mâța în două? Da, după tine. I-am tras până acum piept? I-am tras. Eu cu capul, tu cu hoitul. O scoatem noi. Vorbele pocneau seci. Ușchitul privi surâzând amar. Îs furcăciula, mitule. Litruță sări brusc în picioare și se lovi zdravăn cu creșetul de mal. Oi, firai al dracului! Se întoarse spre Sile. Și acum ce vrei, bă, ce vrei? Să mă întimpă șină, să-mi pui juvățul? Ieși afară cu mâinile înfipte adânc în buzunare. Soarele scăpătase îmbrăcând asfințitul într-o lumină răsurie. Peste porumbiște vâsleau rar pescărușii. Marea își trimitea răcoarea în adieri sărate. Profesorul se strânse înfrigurat. Acu ce stai ca o mămâie, zi, fă ceva, spuse hoțul, apropiindu-se. Tu ești cu inițiativele, dragul meu, eu sunt ăla prostul. Cred că nu vrei să ține în greierilor de urât. Nu vreau nimic, mitule. Litruță scuipă scârbit într-o parte. Te-au speriat muștele, cocoș. Hai în stațiune să numărăm pietrele. Hai, fă cum oale ușchitul. Porniră prin pârloage. Hoțul călca grăbit, fascinat de luminile litoralului. Profesorul scoase pachetul de țigări. Nu aici, ne gimbezi la fix. Depășiră autostrada. Deodată, Litruță se opri privind lung o mașină oarbă cu număr de Neapole trasă pe tăpșan. Măgarul ucică Oancea Neamule. Ușchitul privi nedumerit. Italianu, preciză hoțul. Amigo, a, uite-l, șt! Rează-mă umbra! Opt vieți apărut din întuneric, cercetă circumspect împrejurimile, apoi deschise portbagajul, scoase o canistră, se uită încă o dată împrejur și dispăru în noapte. Nu miroase bine treaba asta după el? Lasă-l în plata domnului, mitule, făcu Sile. Ce ai cu omul? Ăsta-i om. De bătul ai bătut, bani ți-a dat, să mai dea. Ținte după mine. Ușchitul îl urmă plictisit. Avea chef să facă o baie fierbinte și să doarmă. Hoțul îi puse mâna pe braț. Se opriră în spatele unui tufiș. Gică Oancea pitea bidonul într-o groapă sub resturile de materiale rămase de la constructorii stațiunii. E de drăcia dracului, șopti Litruță. Treții nu sunt faruri. De ce? Hoțul îi făcu semn să tacă până din mișcările celuilalt. Opt vieți aruncă deasupra câțiva sași goi de ciment și se îndreptă spre mașină. Litruță l-așteptă să se îndepărteze, apoi dezveli ascunzătoarea. Ce zici de chestia asta, bă, ăla prostul? Descoperise trei canistre pline ochi. Sile mirosi conținutul.
Benzină, benzină, întâia neamule, a mai primă. O fi furat-o de pe undeva. Hoțul îl măsură sceptic. Adică îl vezi tu pe 8 vieți găinărind. Asta-i ocnă, frățioare, nu se murdărește cu fietece. Ușchitul se ridică. Hai să mergem, mitule, ce te privesc pe tine afacerile lui? Mi-e datornic. Sile se uită surprins și hoțul o suci iute. Avem nevoie de lovele, profesoare, dacă are, dă. De ochii tăi frumoși. E bine? Stai jos, cole. Stelele ninau pe cer lumini mici, scribulite. Răsturnat într-o rână, profesorul sorbea briza sărată cu miros de alge. Își simțea inima strânsă, o teamă nedefinită. I se furișase în suflet. Litruță pipăia cu privirea întunericul, pocni din degete și spuse încet, mai mult pentru el. Nu ghice spontul și pace bună. Rodea nervos un fir de iarbă. Ușchitul se enervă. Au trecut aproape 2 ore, ai de gând să-l așteptăm toată noaptea? Eu am plecat. Unde? Întrebarea hoțului îl liniști subit. Se așeză oftând. Ai dreptate. Unde? Șt! Făcu Litruță punându-i mâna la gură. Vine! Se retraseră după un maldăr de gunoi. 8 vieți apăru respirând a nevoie. Ducea pe umăr un sac greu. Hoțul așteptă să-l așeze lângă canistre, apoi se apropie. Bună seara, Oancio! Escrocul sării ars cușișul în mână. Recunoscu fugarii și făcu încă un pas înapoi. Voi erați? Noi, amigo, tot noi, spuse Litruță cu subînțeles. Ce dracu faceți aici? Dar tu? Mituțu veică zâmbea subțire. 8 vieți spuse enervat. Pun de ciorbă. Vezi să nu dea în foc, napolitanule. Văd că o păzești, șopti. Nu te băga, suveică, că iese cu jalanie șusta mangalioților. Parcă lucrai pe cont propriu, își aminti Litruță. Mi-a trecut. Hoțul pipăi sacul, apoi cu o mișcare fulgerătoare îl spintecă. O elicelată sclipi în bătaia lunii. Ho, 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 făcu Litruță. Un motor de barcă. 8 vieți zvâcni înainte. Degetele ușchitului prinseră din zbor încheietura mâinii în care ținea cuțitul. Stai liniștit, domnule Oancea. Excrocul se lăsă moale pe marginea gropii. Ce aveți, mă, cu mine? Ai și uitat, amigo. Sunteți nebun, ponoarea mea. Presarii bat litoralul, vă caută turbați și voi umblați după mâna hoților. Umblăm, Oancio, că miroase bine. Cât iese de aici? 8 vieți își mușcă buzele. Ce să mai iasă că a ieșit? Cât? 6 bătrâne jumate după. Numără, spuse hoțul întins în palma. Gică Oancea scoase un teanc de sute. Asta-i tot ce-i dau miresii. Luați și roiul că vin băieții după marfă. Hoțul puse bani în buzunar și se așeză. Minți, amigo. 8 vieți își întoarse buzunarele pe dos. Să mor eu dacă mai am o lețcaie. Lovele n-ai, Oancio, știu. Atunci, ce-i cu motorul? Lasă vraja că nu ține. Scump la ieftin nu-i pe partea ta. Îl privi lung. Pui la cale o cărăbăneală. Excrocul rămase de piatră. Mișcă mult buzele înainte să articuleze. Ce? Cui pregătești papucii, Oancio? Ce să pregătesc? Care vrea să treacă mă la turcaleți? Sile deveni brusc atent. Apucă mâna hoțului. Ce ai spus? E înșuste cu bavaporenii, explică Litruță. Anină motorul la o barcă, benzina alături. Se răsuci spre 8 vieți. Cine-i omul? Gică Oancea își prinse capul în palme. Degetele îi tremurau. Spuse moale. Eu. Hoțul făcu ochii mari. Ești dilimac? Ce-ți veni, suflete? A încălcat pe unul. Mai bine-ți lăsam mașina atunci. Umblă potrele după mine. Mai dihai ca după voi. Și ți-a fost târșă să-mi spui. Păi, de ce? Barca-i mică, nu încăpem toți 3. Capitolul 21. Prea târziu. Ați înțeles? Băiatul era un încăpățânat, niciodată n-ar fi mărturisit, spuse abatele, luându-și pălăria. Mitu Suveică îl măsură surprins. Cine ți-a spus că vreau să trec la baclavagii, Oancio? Nu vrei? Nu! No! Excrocul se uita iurit la profesor. În ochii ușchitului verdele prinse luciri drăcești. Vorbești serios, Mitule? Ai auzit de Interpol, bă, ăsta prostu. Mă livrează pachet retur cât ai zice pește, fără lovele, fără o vorbă străinească, fără acte. Iau plăseanul la fix ca Tom Mix. Acilea de bine de rău, mai sucesc. Ai dreptate, Suveică, se repezi obvie să-l asigure. Eu am mai deprins italiana la o, adică adun fraierii de pe șosea. Bă, al dracului, nici acum nu-mi iese din cap cum ai aiurit.
De, nene, ușchitul întrebă emoționat. Ai aranjat să te aștepte cineva în larg? Nu, știi să navighezi? Excrocul săltă din umeri și litruța izbucni în râs. Hai că ești de beleaua lumii. Bine, bă, Tolomacule, cum pleci, bă, așa de nebun? Opt vieți, ofta adânc. N-am de ales, fraților. Mă bagă ăștia la pastramă pe viață. Cum să scap? Și altfel scapi? Dumnezeu cu mila. Profesorul își umezi buzele spuse încet. Pot să conduc eu barca, domnule Oancea. Te-ai dilit și tu, bă, ăsta prostul? Sări litruță. Probabil. Oricum nu există altă soluție. Mai cata, Doamne, ce ți închipui? Te așteaptă aia cu plăcinte calde, ai? N-au târâie în brâu destui. Crezi că chestia cu Interpolul-i hohă? Îți trimit poza ștedibu, e urgent. Nu există altă soluție, mitule, m-am gândit bine, spuse ușchitul apăsat. Cum o fi? Oi vedea. Poate mă culege un vapor, poate ajung pe vreo insulă, surâse. Tot vroiam eu să călătoresc. Dacă e dumnealui de acord. Gică Oancea fremăta. Știi să te ții de busolă? Știu. Proiectasem o expediție pe Amazoane. 6 luni m-am antrenat în delta pe mare. Și apoi am terminat totuși liceul de marină. În regulă. Luăm mai puțin potol și merge. Ce fel de barcă ai? Întrebă ușchitul. Lotcă pescărească. Oho, duce ușor 4 oameni. Hoțul își făcu semnul crucii. Mă băieți, mă trăi, var Dumnezeu, dar stați blânzi. Nu faceți 1 kilometru și dau grănicerii alarmă. Nu ori s-o dea suveică, spuse obvie zâmbind. Or fi prins drag de tine. De ce crezi că am rostuit o lotcă și nu altă drăcărie? Ies în larg pescarii cu noaptea în cap, chiar hanaua aia cile. Și? Gică Oancea se ambalase vorba cu sufletul la gură. Iau scula unuia Gherasima cui prin spitale, trag eu la rame un timp până dau zorile și pormă, băgăm motorul. Grănicerii au aparate, domnule Oancea, spuse profesorul. Scuză-mă, dar chestiunea trebuie privită cu toată seriozitatea, sub toate aspectele. Până se dumiresc, suntem departe. Hoțul clătină din cap. Știi ce e aia vedetă rapidă, cocoș? Știi ce înseamnă un avans de câțiva kilometri suveică? Dezveli motorul. Ia uite-te la nasul asta. Profesorul îl cercetă atent, făcu tot felul de calcule și zis oftând ușurat. Da, în apele teritoriale e imposibil să ne ajungă. Am trecut dincolo, pașii, pusii, benzină, berechet, busolă marinărească. Dacă știi să umbli la ea în câteva ceasuri, rademu marghiloman la Istanbul. Fumau toți 3 golănește, ținând țigara în podul palmei. Hoțul își plimba privirea de la Oancea la ușchitu. Nu e bine, mă, băieți, bate scalea mânzului. Arată-mi altă ieșire, mitule, și renunț. Știu, de obicei, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Pot interveni 1001 de lucruri neprevăzute. Ce te faci dacă se lasă cu valuri de pildă? Lot ca e o embarcațiune de nădejde. Îl privi cu căldură. Îmi pare rău de tine. Te doare în cot. Nu, mitule, sincer îmi pare rău. Când ajungi la fund să-mi trimiți o ilustrată. Excrocul scuipă de 3 ori. Pușchea pe limbă. Pentru când te-ai hotărât? Întrebă profesorul. Mâine noapte am un pretenar la căpitenia portului din Constanța. Mi-a suflat că se anunță vremea întâia. Asta e foarte important. Ai tot ce trebuie? Benzina, motorul și busola de potol mă îngrijesc mâine. Adică? Mă gândeam la niscai conserve ceva. Mitu suvei că începu să râdă. Vorba aia tare cu parizărul că desertul luați în turcime. Îi dădu cu tifla. Marinarul lui Hristos. În niciun caz conserve, domnule Oancea, interveni calm profesorul. Provoacă sete. Apropo, trebuie luată apă. Păi n-aveți de dăsubt? Hoțul se distra grozav. N-o-ți bea o voi pe toată. 1 litru în 2 pe zi, cel puțin, pentru minimum 1 săptămână, calculă ușchitul. 8 vieți îl privi mirat. Ziceam că în câteva ore motorul e puternic, ne-i că trage tare. Teoretic cam așa e, numai că putem avea o pană sau se agită marea și trebuie să oprim. Procură niște pesmeți. De ce? Se interesă suveică. Treceți la pocăiți? Pesmeți, ciocolată, zahăr, lămâi, continuă ușchitul, și neapărat 2 cutii de Nescafe. Dacă nu faceți rost de un filtru, n-ați făcut nimic. Excrocul se enervă. Mai lasă-ne dracului cu bancurile, neică. Gură, ți-ai luat și tu maidanul. Vezi că iar îți retezi unghiile. 8 vieți își strânse maxilarele și tăcu. Cine mai știe de treaba asta, domnule Oancea? Interveni repede profesorul. Nimeni. Vorbeai de un prieten la căpitania portului. Te-ai sfătuit cu el? Da, ce zdiliu? Zâmbi strâmb. Prieten, singurul prieten mieșuriu.
Și ăla te lasă la o adică. Ți-aduce aminte cum s-a cărat când te-am pocit? Căuta sămânță de scandal. Zile-l măsură lung. Ce diavol fierb în tine, mitule? Hoțul vrut să răspundă, apoi renunță. Sări în picioare și se afundă în întuneric. Gică Oancea scoase o sticlă plată de whisky și turnă în capac. Recuzita, observă Sile zâmbind. Să fie într-un ceas bun, poate dă Dumnezeu și se taie pe drepte. Cărțile au fost de mult împărțite, domnule Oancea. Adică mi-era scris să mă întâlnesc cu dumneata? Firește. Și să-l calc pe amărâtul ăla? Pe el sau pe altul. Dacă nu intervenea accidentul, nu încercai să pleci, este? Este. Își frecă bărbia pe gânduri. E târșă de suvei că să nu ne facă vreo figură, nu știi ce poamă e. De când îl cunoști? Atunci pe șosea l-am văzut prima oară, da. L-au vopsit caramangii din Constanța, care îl știu. Simigiu, Chioru, Pricopete. N-are mamă, n-are tată. Ba, găcuțit un om pe temirce și numai pe la spate. Crezi? 6 ani a stat Sandu Simigiu prin Pârnăi, l-a lăsat caia făcușuriu în coaste după ce dăduseră o gaură în filantropiei. Când s-a întâmplat asta? Prin 46-47. Chiorului i-a scris rețetă pentru un ochi de sticlă, Pricopetului i-a întins clapca. Mă mir că nu l-ai mirosit. Vorbea în șoaptă, sfredelind cu ochii întunericul. Profesorul își aprinse altă țigare, spuse pe gânduri. L-am mirosit, domnule Oancea, da, n-aveam încotro. Și apoi, ca să fiu sincer, mi-a fost de real ajutor multe împrejurări. Simte primejdea de la 7 poște, nu știu cum naiba. Clătină din cap. Aș pune mâna în focăține la mine, totuși, după câte am pătimit împreună. Nu cred să mă vândă. Ești convins, profesore? Tresăriră. Hoțul zâmbea drăcește în spatele lor. Își juca și șul în palmă cu ochii la 8 vieți. Bași fitile, hai! Spun și eu ce au spus alții, îngână Oancea speriat. E bine, fratelo, e foarte bine, amigo, țărăsuci spre Sile. Poți să fii liniștit, ușchitule, vin cu voi. Se întâlnirea a doua zi spre seară. Gică Oancea procurase alimentele, urma să mai aducă bidonul pentru apă. Hoțul scoase banii. Ia o bătrână, ușchitule, și ba gonțoale de schimb. Și pentru tine? Îmi iau singur, explică. Îndoi ne reperează urgent. Da, ne întâlnim peste 2 ore. Baftă. Se îndepărtă. Oancea căută ochii ușchitului. Ce părere ai, profesore? Poate că are dreptate, patrolele știu că umblăm împreună. Mie unul mi-e frică. Fii serios, omule, din moment ce s-a oferit să vină cu noi. Nu-l cunoști. Sile-l bătu pe umăr. Până ajungem dincolo, poți fi fără grijă. Mă duc să nu se închidă. Mitul suvei că se furișă în curte. Casa părea pustie, buruienile năpădiseră grădina de flori, își înălțau capetele peste treptele cerdacului. Litruță scoase o cheie ruginită dintr-o crăpătură și deschise ușa. Balamalele gemura, ascuțit încrețind pielea hoțului. Intră în casă și se repezi la geam. Prin perdelele bătrânești, lucrate cu iglița, putea să supravegheze ulița până departe, spre Maidan. Rămase neclintit o jumătate de oră. Nimic nu tulbura întunericul cu minte, își aprinse o țigară, apoi smulse covorul de pe perete și începu să scrijelească tencuiala cu cuțitul. Hoțul desprinse ultima cărămidă, o așeză cu grijă peste celelalte, apoi scoase din tainiță o valiză. Ochii îi jucau nebuniți în orbite, cercetă încă o dată strada și se grăbi să-i desfacă încuietoarea. Respiră lung, ușurat. Tancurile verzuite dolari îl așteptau cu minți. Le privi mult până începură să-i joace înaintea ochilor. Când pătrunsese în pivniță, frații Zugravu priveau hipnotizați bagnotele. Nu l-au simțit. Ținea șuriul strâns în palmă. Întâi l-a fulgerat pe Sandu. Îi mari au dat să se întoarcă. I-a culcat repede. Țâșnea sângele din ei ca din cișmea. Nicu a apucat să-i spună. N-or să-ți aducă noroc, mitule. Hoțul se cutremură. Aiureli! Închise valiza, o lua la subțioară și părăsi casa. Se opri la marginea șoselei, cercetând cerul. Luna dispăruse de mult sub grămada de nori. Cât nu să fâțe halotca, e bine. O porni pe câmp spre groapa lui Gică Oancea, fluierând semnalul. Îi răspunse ușchitul. În regulă. Și totuși, ceva nu era în regulă. Își simțea inima vie, mare, agitată. Se opri brusc, nehotărât.
Din toate părțile, țâși din rălumini îl cuprinseră într-o horă. Hoțul roti capul înspăimântat. Încremeni incapabil să-și desprindă ochii de pe chipul ofițerului din fața lui. Scoase un muget lung, ascuțit, de fiară, înjunghiată. Ah! Înțelesese, în sfârșit. Capitanul, Sile Dragu, zis Ușchitu, îl privea liniștit. Epilog. Generalul își plimbă privirea de la unul la celălalt. În ochii maiorului Dașcu ardeau flăcări întunecate. Sorbea coniacul încet, cu înghițituri mici, strângând bolul în palme. Capitanul Vasile Dragu fuma, blătuind chiștocul. Obicei de șuț în cărăbăneală. Uniforma îi stingerea mișcarea mâinii și generalul surâse. Apoi, Dașcu puse paharul pe marginea biroului. A încăpătat repede certitudinea că lovitura o dăduseră Litruță și frații Zugravu. Din nefericire n-am putut stabili ascunzătoarea dolarilor. Mitu Suveică s-a grăbit să-și lichideze complicii. Arestându-l, pierdeam orice șansă de a recupera valuta. Litruță n-ar fi mărturisit niciodată, îl cunosc de mult. Am hotărât deci să-l căutăm. Dirijându-l pe itinerarul stabilit de noi, talănându-l la fiecare sută de metri, mai devreme sau mai târziu, hoțul trebuia să ajungă la concluzia că e imposibil să se ascundă pe teritoriul țării. În disperare de cauză, nu-i rămânea decât o singură soluție. Să scoată dolarii din ascunzătoare și să încerce forțarea frontierei. Ceea ce s-a și întâmplat. Exista pericolul ca, rămânând în libertate, să comită grave infracțiuni. Chiar în condițiile supravegherii la care l-a supus profesorul, Litruța a fost la un pas de crimă. Un individ greu de recuperat, observă generalul. Absolut. Era deci imperios necesar să-i plasăm un om. Cu 5 zile înaintea startului, capitanul Vasile Dragu a devenit Ușchitu, condamnat la 10 ani pentru dublu asasinat. Infiltrarea în lumea delicvenților rămânea unul din momentele cele mai dificile ale acțiunii. Ne-au dat concursul câțiva clienți ai penitenciarelor astăzi, perfect integrați într-o viață socială, normală, certificând noua stare civilă a capitanului. Generalul se întoarse spre Vasile Dragu. Nu te-a suspectat? Litruță suspectează pe toată lumea, fără excepție. Zile în șir m-a măsurat lung printre gene, mi-a cântărit fiecare gest, fiecare cuvânt. Faptul că inițial i-am refuzat participarea l-a hotărât. Greutăților prevăzute li s-au alăturat altele evite pe parcurs. Șirul ghinioanelor a început de la primul pas. Frânghia pe care urma să evadăm din locuința lui Tase Popescu a căzut în groapa cu var. Exista riscul să-mi alunece palmele, am vrut să renunț. Frânghia, explică maiorul Dașcu, era suspendată deasupra șantierului la înălțimea etajului 5, iar de desubt se aflau șiruite în picioare țevile de calorifer. Vasile Dragu istorisi peripețiile. Și azi mă cutremur. Dincolo de obiectivul în sine, era în joc viața unui om pe care deliberat o pusesem în pericol. Abia a doua zi mi-a revenit. A doua zi, oftă. A doua zi, altă poveste. Jitarul colectivei ne-a confiscat hainele în timp ce noi ne scăldam. Cât pe ce să ne aresteze șeful de post? Maiorul Dașcu râse. Unchiașul-i nemaipomenit, singurul dintre sate în care a mirosit undeva ascundeți. Între timp, continuă capitanul Vasile Dragu, am stat mult de vorbă cu Litruță. Mi-a povestit viața, peregrinările. S-a născut într-o familie de detracați într-un fund de mahala. Bețivi, morali, hoți, rămase cu privirea pierdută între arabescurile covorului. Citeam undeva o observație. Nu oricui e îngăduit să aducă copii pe lume. În orice profesiune ți se cere o diplomă, numai copii face cine vrea. Ce putea să iasă din părinți alcoolici abrutizați, fără elementare noțiuni de educație? Pe fondul unei construcții deficitare s-au grefat încă din copilărie tarele existenței blamate în toate abecedarele. Ani îndelungați de pândă i-au dezvoltat instinctul pericolului, bătăile încasate la școala de corecție, prin comisariatele de poliție sau de la meșterii pe care îi ucenicea, i-au pervertit organismul. Omul ăsta poate să suporte dureri fizice de neînchipuit și în cele din urmă să-i placă. Să-i placă? Întrebă Mira generalul. E greu de imaginat și totuși ăsta e adevărul. Sunt încredințat că nici dacă trăia pe vremea Gestapo-ului nu s-ar fi smuls secretul. Oftă. Un nefericit. O sălbăticiune gata în orice moment să-și arate colții. Aurului întunecă complet judecata. A încercat să o sugrume pe doamna Alexandra Angelescu, gazda noastră, bănuind că ascunde bijuterii sub saltem, i-a vrut să-mi înfigă cuțitul pentru ninel. Repetă pe gânduri. Da, nu oricui e îngăduit să aducă copii pe lume.
Femeia de serviciu puse cafelele pe birou. Capitanul Vasile Dragu așteptă să iasă și răluă. Una din etapele destinate să genereze ideea că pe teritoriul țării este practic imposibil să ne ascundem era locuința profesorului Strate din N. La indicațiile maiorului Dașcu, fostul meu coleg de liceu improvizează aspecte cutremurătoare despre căsnicia lui. Un turnător trebuie să aibă toate păcatele din lume, devine nervos, pare cuprins de teamă, se grăbește să ne lase singuri. Hoțul nu observă că pachetul de cărți a fost măsluit și joacă. Crezusem că lucrurile au reintrat pe făgașul prevăzut, dar iată că litruțele complică. Subtilizând darul nuntașilor, mă pune în mare încurcătură. Am hotărât să rămân mai departe ăla prostu care nu a observat furtul. Pe itinerarul stabilit își face apariția Gică Oancea, zis 8 vieți, o întâmplare norocoasă. Excrocul Constanțean se va mai interpune de două ori în calea noastră, sfârșind prin a accepta să-l întovărășim în fuga peste graniță cu o barcă. Și dacă nu intervenea întâmplarea? Se interesă generalul. Intervenea inginerul Poșircă. Stabilisem dintr-un bun început ca vărul să-mi ofere posibilitatea de a trece clandestin frontiera. Își plecă privirea. Singura abatere de la program a constituit o aducere a fetiței în Cismigiu. Nu o văzusem de aproape două luni. Generalul zâmbi. Dașcu își stinse țigarea. Din fericire, totul s-a sfârșit cu bine. Cu acest prilej am aflat pentru prima oară despre furtul dolarilor. Asemenea ispravă în mod firesc ar stârni interesul oricui. Mi-am cerut amănunte. Mi le-a dat, bineînțeles că în altă variantă, urmărindu-mă atent cum reacționez. I-am propus din nou să ne vedem fiecare de drumul lui și, spre surprinderea mea, a acceptat. Vasile Dragoș alese surâzând o țigară. Eram convins că spectacolul se sfârșea lamentabil. Hoțul ghicise cursa. Am continuat să hăimănesc prin mahala. Mitu Suveică, interveni maiorul, te-a urmat de la distanță. S-a apropiat târziu după ce în sfârșit s-a lămurit că nu te interesează încotro o ia. Așadar, litruță continua să rămână departe de adevăr. Tensiunea creștea, Dașcu și oamenii săi strângeau cercul, îi simțeam din ce în ce mai aproape, gazdele hoțului refuzau să ne ajute. A oferit singur soluția, să mergem pe litoral. Sezoniștii străini și excentricitățile de vacanță ale autohtonilor oferau prilejul unui travesti. Mitu Suveică știa că miliția va face același raționament, dar miza mult pe furnicarul de la Mamaia. Vremea rea adunase lume puțină. Dacă la București simțeam în ceafă respirația urmăritorilor, la Constanța îi vedeam. Era suficient să întorci capul. În plus, hoțul vrea sau e nevoit să tranșeze vechi rivalități. Și din nou intervine neprevăzutul. Sărind de la etaj, Mitu Suveică își luxează un picior. Ieșirea în asemenea condiții din încercuire putea să reînvie suspiciunile hoțului. Forțele afectate de miliție operațiunii trebuiau să fie pe măsura mizei. Era de așteptat să întâlnească măcar un milițian la fiecare colț de stradă și să socotească deci imposibilă scăparea. Ideea de a fura mașina a fost bună, însă așa cum singur raționase, nu puteam merge prea departe. Într-adevăr, câteva echipaje n-au ajuns repede din urmă. A trebuit să-l duc în cârcă. Sprâncenele capitanului se arcuiră. Își sprăvi cafeaua privind lung zațul din ceașcă. A fost cea mai îngrozitoare cursă din viața mea. Lipsa de inițiativă a maiorului Dașcu putea da de gândit. Trebuia să acționeze. Singura șansă rămânea goana disperată. La un moment dat mi-am pierdut controlul întâmplării uitate de mult sau... Își coboră ploapele pe care doresc să le uit îmi răsărea înaintea ochilor. Bolboroseam vorbe fără șir. Zâmbi. Un singur cuvânt la locul lui putea să-mi dezvăluie adevărata identitate și... Hoțul îmi tăia beregata. Generalul asculta răsucind stiloul între degete. Dașcul privea pe gânduri. Era unul din puținii ofițeri care știa ce se întâmplă dincolo de uniforma capitanului. În garsoniera din clopotarii vechi, pe Vasile Dragu nu l-aștepta nimeni. Angela? A fost. A plecat. Cine-i vinovat? Sunt dimensiuni care nu se măsoară cu rigla de calcul, o contabilitate dublă. Inutilă. Poate că niciunul... Nici altul. O flacără stinsă repede. E penibil să tot dai din cap repetând că îi simți căldura. Mi-am revenit, continuă capitanul, în apele ghiolului. A treia apariție a lui Gică Oancea pe itinerarul nostru a fost cum nu se poate mai bine venită. Excrocul pregătea forțarea frontierei, o idee care în ultima analiză urma să o sugerez eu.
opt vieți a rezolvat astfel una din problemele delicate. Acolo, pe malul mării, s-a dat marea bătălie între instinctul hoțului și concluzia că în țară nu mai are unde să se ascundă. Ezita exasperant. La un moment dat am avut sentimentul că nu va face mult așteptata propunere. Zâmbi. În cele din urmă, a făcut-o. De curăt ostrei, vreme îndelungată. Capitanul se apropie de vizor. Un moșneag pirpiriu cu părul complet alb rezema peretele. Vasile Dragu privi nedumerit spre supraveghetor, apoi, încă o dată, chipul vărgatului. Era Litruță. Îl ghici mai mult după tăietura vineție din obraz și făptura și ștavă. Hoțul îmbătrânise dintr-o dată peste noapte. Luminile ochilor abia pâlpâiau undeva în fundul orbitelor. Măsura cu credință golul celulei, fără să clipească. Nu se mișcă nici atunci când ușa se deschise, nici când pătrunse capitanul. O statuie strâmbă, firatică, ciocănită în piatră de un sculptor nebun. Te așteptam. Cuvintele ieșiră din gura hoțului răsuflet adânc. Vorbise cercetând cu interes același punct din perete. Vasile Dragu își mută greutatea de pe un picior pe celălalt. Spuse încet. Am venit. Se așternu liniștea. Ploaia bătea calda râmul, o lumină bolnavă spânzura de gratile ferestrei. Capul lui Litruță se răsuci încet. Privi lung, intens, chipul capitanului. Vasile Dragu citi în căutătură un amestec de nedumerire, curiozitate și oboseală. Simți nedeslușit că hoțului îi lipsește ceva. Tăietura lui Gustărică îi zvâcnea domol pe obraz, la bagâștii să pase urme adânci, spre tâmple, în păr și barba de dimineață, sticlea albul. Litruță continua să-l privească și dintr-o dată, Dragu înțelese. Viclenia din ochii hoțului murise. Mitu Suveică șumezi buzele, dar limba refuza să articuleze cuvintele. 5 nopți pășise cu gândul pe drumul cărăbănelii. Apoi pe celălalt, lung și întortocheat, început cu 44 de ani în urmă într-o mahala din București. Ar fi vrut să-l întrebe dacă profesorul Istrate știa combinația, dacă întâlnirea cu 8 vieți fusese întâmplătoare, dacă... Ce rost aveau întrebările? Era obosit, acrit de moarte. Clipele treceau greu, cântăreau tone. Vasile Dragu observă că interesul din ochii hoțului ostenise. Privirea alunecă spre perdeaua ploii, trasă la fereastră, spuse încet, aproape în șoaptă. Nu sport pică. Știu, Litruță. Se îndreptă spre ușă. Nu mai aveau să-și spună nimic. Aici se termină cartea Fuga de Cosma Brașoveanu. Mi-a plăcut extraordinar de mult, dar știu, majoritatea dintre dumneavoastră ați spus deja că stilul pare a fi al doamnei Rodica, același sentiment l-am avut și eu. Recunosc că pe undeva pe la jumătatea cărții mi-a trecut prin cap că de fapt ușchitul este infiltrat din poliție. Nu mă gândeam că e capitan sau major sau mai știu eu ce, dar mă gândeam că este totuși un personaj din poliție infiltrat pentru a afla mai multe lucruri legate de Litruță. Oricum, o carte foarte simpatică, foarte drăguță, mi-a plăcut extraordinar de mult. Aparent și dumneavoastră v-a plăcut mai mult. Da, pentru că am văzut că au fost mai multe vizualizări decât de obicei. Iar acum vom continua începând de mâine cu cartea Afacerea Samoilescu Cosmici de Horia Tecuceanu, cea care a ieșit pe locul 2, iar apoi cea de pe locul 3, Un martor incomod de Cosma Brașoveanu. După ce vom termina și Un martor incomod, vom pune mai departe următoarele 5 cărți ca dumneavoastră să puteți vota. Vă mulțumesc tare mult că îmi sunteți aproape, vă mulțumesc încă o dată pentru prietenia de care îmi dați dovadă, pentru faptul că îmi trimiteți atât de frumoase mesaje, că îmi scrieți, că îmi ascultați, da? Cărțile citite. Sper că în continuare să vă bucure ceea ce auziți. Și până data viitoare să ne auzim cu bine. Vă mulțumesc tare, tare mult. La revedere!